Bun, ia să scriu aici la calculator, așa, să dau să cumpăr comanda de pe site-ul ăsta interzis. Mama, abia aștept să-i arăt domnului Motan ce-am cumpărat de pe partea întunecată a internetului. Mamă, îmi pare că o să fie foarte fericit când o să vadă. Așa, să pun aici cardul de credit. Așa, cumpără! Mamă, pe aștept să ajungă comanda! Mamă, vampira asta, să vedeți ce am cumpărat! Am cumpărat un nou animal de casă! Mama, pe aștept să-l vedeți, să-l vadă și domnul Motan, îmi pare că o să-i placă! Mamă, 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 sper să ajungă! Ce e asta? Aoleu! Tu de aici! Băi, eu eram! Tu erai? A, domnule Motan! Ce e asta, bă, un costum? Da, e un costum. Pă, m-am speriat, am crezut cum eu a ajuns comanda. Vină, hai băi, ieși din costum ca să spun repede ce-am cumpărat. Acum. Bă, doamne Limotan, bă, vină repede. Vai, bă, dar ce-i dat, doamne? Bă, trebuie să spun ceva. Doamne Limotan, o să avem un nou animal de companie. Cum adică? Bă, nu mânca din sandwich-ul meu. Au. Lasă-l. Doamne Limotan, nu bea din berea mea. Lasă! Bă, domnule Motan, o să avem un nou animal din companie. Bă, abia aștept-te. L-am comandat de pe partea întunecată a internetului. Bă, și trebuie să ajungă într-o oră, cred. Bă, stai așa, dar nu era destul bebegică? Bă, lasă-mă, bă, că aia stau la apartament la ei. Noi n-avem niciun animal de companie în casă, mă înțelegi? Adică ai fi tu, da? Uite, avem un pește pe uscat. Ai vrut să zici că eu, da? Eu, da? Bine. Uite, un cadou pentru tine. Un pește! Bă, domnul Limotan, ai stricat calculatorul! Mi-a căzut în cap calculatorul, uei, numai e 0 și 1 bits, văleu, gigabytes în capul meu. Bă, domnul Limotan, bă, abia aștept să ajung în nou nostru animal de casă, mă duc să pregătesc pe aici să fac curat, bă, mă întreb oare ce-i place să mănânce? Tu ce crezi că-i place să mănânce, domnul Limotan? Nu știu, dar eu cred că o să o ducă foarte rău la noi, pentru că noi nu avem mâncare pentru noi, uite puțin. Lasă, bă, că o să mergem și o să-i cumpărăm. Bă, dar sunt așa verici că o să avem un nou animal de companie. Ia stai, bă, am auzit, o venit Dubița, pachetul, dă-te, pachetul meu, eu. Uite-l, domnul Limotan, trebuie să ai foarte mare grijă cu acest pachet. Stai așa, nu, hai să-l băgăm în casă, aici, domnul Limotan. Nu, bă, nu, eu vreau să mă joc cu el. Bă, băi, ceva periculos acolo, stai. Bă, ce s-a întâmplat, bă, s-a distrus cutia. Bă, e ceva periculos, stai că vin acum. Aoleu. Aoleu, bă, dar ce-i în cutii? Bă, sper că e un animal, bă, un animal din casă foarte drăguț. Nu e bună deloc. De ce acolo, domnul Limotan, să văd? Nu e bună, nu trebuie să intri. Bă, uite, ăla-i de pe internetul interzis, domnul Limotan, uite. Păi, cred că e cea mai bună cumpărătura noastră. Stai, bă, ce-ai zis? De pe internetul întunecat l-am luat. De pe internetul interzis, l-am cumpărat pe și-l cheamă Juan. Nu, vino puțin aici, vino. Bă, da, domnule Motan, bă, uite ce frumos e! Da, ce vino! Ia! Bă, explică-mi și mie, de pe toate site-urile posibile, din toate locurile posibile, să-ți iei un animal de companie, bă, fix pe internetul interzis a intrat? Da, bă, că am văzut acolo o reclamă. Cumpărați acum noul animal de care toată lumea fuge și e foarte periculos. Dar eu nu cred, bă, reclamele astea, că reclamele sunt mincinoase. Și eu nu cred că e periculos, uite ce drăguț e. Da, bă, e foarte drăguț. Pentru asta vreau să-ți dau un premiu pe Draculaș. Stai de pe internetul interzis. Stai așa puțin acolo. Bă, ce de pe internetul interzis? O să vezi imediat, nu te grăbi. Stai calm, acum ți arăt. Hai, bă, domnule Motan, bă, că vreau să văd și odată animalul ăsta, ce faci? Uite, bă, mi-am luat și eu animal de companie. Îl cheamă Bombonel. Bă, lasă-mă, bă, cu Bombonel al tău, aoleu, nu. Uite. Stai, Bombonel, stai. Vreau să vină după tine. Aoleu, Bombonel, nu. Stai, Bombonel, stai cu mine. Ai grijă, Bombonel nu mușcă, doar explodează. Bă, Bombonel, băiat rău, Bombonel. Hai, Draculaș, vino aici că trebuie să rezolvăm situația. Bă, domnule Motan, bă. Bună, micuțule, eu sunt Draculaș și el e domnul Motan, noi să fim frații tăi, eu te-am comandat de pe internetul interzis și știu că pe internetul interzis spune că ești foarte periculos, dar mie nu mi se pare că ești așa periculos. Uite-te, domnule Motan, ce frumos e! Dacă se apropie de mine, îi dau cu scaunul în cap. Lasă-l, bă. Bună, Juan, ce mai faci? Bună, băieț, eu sunt Juan și mă bucur că m-ați primit la voi acasă. Vezi, domnule Motan, vezi? Juan, hai să-ți arătăm noua noastră casă. Deci, Juan, uite, aici ai sufrageria, aici ne uităm noi la televizor. Mamă, ce televizor, poți să-l mănânc? Ce spui? Ha, 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 ce amuzant e. Uite, și el e domnul Motan. El o să fie... Nu, nu te apropia de mine. Nu, 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 nu-i nevoie. Domnul Motan. Bă, da, el e domnul Motan și o să fie prieten foarte bun cu noi. Vezi, bă, domnul Motan, bă, e drăguț, Juan. Nu-i drăguț deloc, bă, e foarte ciudat. Bă, nu-i ciudat, uite-te la el, uite ce ochi frumoși are, vezi? Bă, Draculaș, ce ochi frumoși are că nu clipești? Păi cum adică să nu clipesc? Eu sunt Juan Vorbărețul și îmi place să vorbesc foarte mult. Ia arătați-mi, unde vă țineți aurul, mâncarea? Da. A, uite, vezi și faci și glume. Hai, Juan, să-ți arăt aici. Stai așa că domnul Motan face foarte multă mizerie. Ia așa. Bă, dă-l pe Juan. Dă-mă afară, bă. Dă-mi să-i arăt mâncarea. Domnule Motan, lasă-mă să-i arăt mâncarea. Lasă-mă că-i arăt eu mâncarea la magazin, la non-stop. Te duci și ți-i mâncare dacă vrei. Bă, lasă-l că... Mâncarea noastră nu mănânci. Domnule Motan! Calmează-te, domnule. Câștigat de data asta. Hai, Juan Vorbărețul, să-ți arăt ce este din mâncare. O, doar mulțumesc, Draculaș. Dar am o întrebare. Domnul Motan, de ce nu mă place? Păi, dar nu, că așa face el. Hai să spun ceva, Juan Vorbărețul. Domnul Motan e gelos când cineva vine la noi acasă. Am înțeles, dar eu nu vreau să-i fac rău. Eu sunt chiar foarte prietenos și o să fiu un animal de companie foarte bun. Păi asta spun și eu. Draculaș, nu avea încredere în el. Nu avea încredere în el. Ba, o să am, domnul Limotan, toată încrederea, fiindcă din cât te văd, el este mai prietenos cu mine decât ești tu. Așa că, de acum înainte, Juan Vorbăreț o să fie nou meu cel mai bun prieten. Da, hai, domnul Limotan, o să fim noi prieteni. Dar am o întrebare, de ce nu aveți nimic în frigider de mâncare? Chiar nu vreți să mănâncați nimic? Păi, Juan, cum să spun eu, o să avem și de mâncare, stai calm. Dar, spune-mi întrebare, vreau să te întreb ceva, că tare curios sunt. Da, Dracula, spune. Cum e pe internetul întunecat? Să nu mai rosești în viața ta cuvântul ăla. Auleu, bine. Vezi, domnul Limotan, e foarte de treabă, Juan Vorbărețul. Nu mai ai ce discuta cu mine. Tu nu mai ești prietenul meu. Pune telefonul. Pune telefonul. Vino încoace, domnul Limotan. Haide încoace sus, să-i arătăm unde o să doarmă. Haide. Uite, bă, că am găsit telefonul. Ce vrei să faci cu ăla? 07 Pizzeria. Alo? Care-i treaba? Bă, dar tu vorbești la telefon când avem oaspeți. Dă telefonul, domnului Motan. Domnului Motan! Vino, bă, coace, haide! Aoleu, bă, dă telefonul! Domnului Motan, acum avem... Lasă, nu mai suna pe nimeni și nu vorbi cu nimeni. L-avem pe Juan Vorbărețul. Vino încoace sus și arătăm unde să doarmă. Doamne ferească, bă. Haide, Juan. Haide, mamă, avem un animal de companie. Ce fericit sunt! Vai, da, și eu mă bucur că o să stau cu voi. Cred că o să fim prieteni așa buni. Uite, uitându-mă la domnul Motan, super că am fi frați. Uite, suntem, arătăm la fel, avem aceeași blană. E și el pisică și eu sunt pisică. Pe el îl cheamă domnul Motan, pe mine mă cheamă Juan Vorbărețul. O să fim prieteni foarte buni. Vezi, domnul Motan? E foarte de treabă. Hai, de Juan, intră aici. Doamne ferească, bă, ăsta trebuia să numească, bă, Juan... Tăcutul, bă, decât Juan Vorbărețul. Doamne ferească, bă, nu mai pot. Bă, domnul Limotan, nu mai fi așa gelos. Crede-mă, încă te iubesc. Dacă trebuie să-l iubim și pe el, fiindcă e noul nostru animal de companie și o să avem mare grijă de el. Uite, aici o să dormi tu cu noi. Aici o să dormim pătuțul ăsta, o să dormim toți trei. Mamă, abia aștept să dormim pătuțul ăsta. Poți să dormi eu la mijloc? Da, desigur. Acum să-i arătăm. No. De ce nu, domnul Limotan? De ce nu vrei să mă placi? Uite, vină lângă mine. Putem fi cei mai buni prieteni. Vezi? Niciun caz, în niciun caz. Eu nu dorm lângă așa o rătanii, doamne. Uite-te, bă, la el. Bă, uite. Bă, Draculaș, tu chiar ești serios? Chiar vrei să-l ținem în casă, bă? Bă, da, mai bine îl ducem la Ghenadi cu noi. Bă, tu știi cât am plătit pe el pe internetul interzis? Am plătit... Stai, bă, tu ai mai dat și bani? Da, m-am plătit toți banii. Păi, tu ce crezi că animalele de companie sunt pe gratis? Da, Draculaș, are dreptate. Am venit de pe internetul întunecat și mă bucur foarte tare că am venit aici. Oh, uite cât e ceasul, trebuie să ne culcăm. Haide, noapte bună, haide, repede în pat, repede. Acum, Juan Vorbărețul, tu stai la mijloc, dă-te, bă, domnul Limotan, tu stai acolo pe partea ta de pat. Ăsta la mijloc și eu acum ne culcăm. Haide, noapte bună. Bun, dormiți, vise dulci. Domnul Limotan, ascultă-mă bine, dacă te-ai mișcat, nu știu ce-ți fac. Noapte bună, pupici. Draculaș! Bă, nu-l trezi pe Juan Vorbărețul, bă! Draculaș! Nu zici că dacă mă mișc, mă distrugi! Bă, nu mai minți, domnul Limotan, că nu o spus așa. Juan Vorbărețul chiar este foarte de treabă. Te rog eu mult, haide, dormi acolo și ne trezim, haide. Noapte bună, băieți, vise dulci. Da, da, vise dulci și ție, Juan Vorbărețul. Și tu, domnul Limotan, învață să fii mai prietenos cu noile noastre animale de companie, fiindcă de acum toată viața el o să fie aici, cu noi, în inimioara noastră. Toată viața? Da, păi un animal de companie stă toată viața cu tine, domnul Limotan. Da, da, cum a spus Draculaș. Abia aștept să avem multe aventuri împreună. Acum, haide, dormiți, dormiți! Acum dormim, acum dormim. Juan Vorbărețul. Mamă, bă, dar ce bun e somnul ăsta. Bă, au, bă, stai, bă! Cât e ceasul? Bă, tu m-ai trezit la 3 dimineața, domnul Limotan? Bă, nu te-am trezit eu. Bă, s-a auzit ceva jos. Bă, lasă că am scos camera ca să te filmez. Bă, am scos camera, vezi că înregistrează, să te filmez, să-ți arăt, bă, cum mă trezești tu în fiecare seară, domnul Limotan. Bă, du-te să verifici acolo jos, mi-e prea frică, mă bag sub plapă, mă. Bă, dar stai puțin, ce ai auzit jos? Nu știu, du-te și verific, eu mă duc. Bă, se aude ceva de jos ciudat, parcă zgârie cineva frigiderul, parcă sparge farfuriile, parcă dă cu furculița pe farfurii, bă. Aoleu, bă, am scos camera. Bă, da, unde-i Juan? Bă, ce-ai făcut cu Juan? Nimic n-am făcut. Mă duc să-mi pătură, nu mai pot. Bă, ăla ai sânge pe pereți? Aoleu, bă, mă duc să văd. Alo? Juan Vorbărețul? Pisicuța mea, ești pe aici? Juan Vorbărețul? Pisicuța mea. Juan Vorbărețul? Ești bine? Ce se întâmplă? Bă, ce? Ce e ăla, Juan? Bă, Juan! Aoleu! Domnul Limotan! Bă, domnul Limotan, bă! Domnul Limotan, cum să spun eu? Lăsă că am filmat pe cameră. Bă, Juan, da? Juan Vorbărețul? Bă, nu-i bine, era un demon! Bă, eu ce ți-am zis? Bă, te-am avertizat, dar tu nu ai vrut să mă asculti și acum o să mărim amândoi! Bă, lasă, știu eu cum facem, domnul Limotan. Vino încoace cu mine, că o să încercăm să vorbim frumos cu el, da? Aoleu! Hai că am scos camera. Juan? Bă, s-aude ceva la bucătărie, s-aude că foșnește ceva pe acolo, zgârie. Juan? Juan Vorbărețul? Tu primul? Bă, încerc. Juan Vorbărețul, ce-i cu tine? Care? Aoleu, bă, domnul Limotan, bă, trebuie, pe cum să spun eu, bă, de pe internetul întunecat, internetul interzis, nu spunea că la 3 dimineața Juan Vorbărețul se transformă? Bă, da, eu nu înțeleg cum te-ai gândit, tu să iei de pe internetul interzis? Bă, am vrut și eu să cumpăr ceva de pe internetul interzis. Domnule Juan, ia vino tu la somn. Somn? Domnul Limotan! Domnul Limotan, sar pe el, hai să-l prindem, hai! A, ne uite ce-l-i bate, fugi afară, vină pe aici! Aoleu! Bă, dar ce turbat, uite-te la el, bă, ce așa turbat, aoleu! Stai, Juan Vorbărețul! Aoleu! Bă, fugi! Aoleu, nu! Trebuie să fug! Aoleu, trebuie să fug! L-a prins pe domnul Motan! Vin aici, Draculaș! Mâncare! Trebuie să mă ascund! Până am să mă ascund, o să mă ascund aici, aoleu! Păi sper că nu mă știe aici, Juan Vorbărețul. Vai, măi, de ce am comandat un animal de companie? Aoleu, de pe internetul interzis! Trăieți, cucuieți! Aoleu, Juan! Juan Vorbărețul? Vreau, sunt eu, Draculaș! Că Juan va duce vouă! Nu, Juan! Îți place, Draculaș? De acum, în fiecare seară la ora 3 dimineața, o să aveți parte de mine! Aoleu, ce-am făcut, ce-am comandat de pe internetul interzis? Băieți, bună dimineața, treziți-vă! Aoleu, bă, domnul Limotan, bă, ce s-a întâmplat aseară la 3 dimineața? Ce s-a întâmplat? Aoleu, bă! Bună v-ați trezit, băieți! Aș vrea să vă mulțumesc că m-ați comandat de pe internetul interzis și că mă lăsați să stau la voi acasă. Și drept mulțumire o să vă arate Juan Vorbărețul cum vă face niște ouă perfecte. Papa, să mă duc să vă fac niște ouă. La 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 la. Bă, domnule Motan, bă, ce-a fost la 3 dimineața? Ce-a fost la 3 dimineața? Da. Bă, a fost cel mai mare coșmar al nostru. Bă, ce-am comandat, bă, de pe internet. Eu am vrut un animal din companie, bă, dar n-am știut cum să... Bă, nu-i bine. Bă, asta este, bă, hai că ni faci ouă, hai să mâncăm. Să mâncăm. Lasă, bă, stai că-ți dau eu ceva de mâncare. Hai, tu ce? Ce ai acolo? Bă, domnule Motan. Ia, e din mână! Uite, bă, de mâncare! Sper că-ți place. Băieți, hai că se răcesc ouăle. Nu mai am nevoie. Vă miraj că acesta a fost episodul cu domnul Motan și Talking Juan. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like, comentariu și desigur ne revedem în episodul viitor. Și desigur să nu uitați să vă abonați la canalul frățiorul meu, domnul Motan, și ce l-aveți canalul lui în descriere. Și mai tare vă iubim pe toți, salutare! Iuhu!